Vești bune pentru o mare parte dintre români, salariul minim pe economie ar putea crește din nou în 2022. Se discută varianta ca angajatorii să ofere 200 de lei în plus la salariu, fără ca aceștia să fie impozitați, astfel încât cetățenii să rămână cu mai mulți bani în buzunar. Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a vorbit la interviurile Digi24.ro despre noul pachet de măsuri sociale și economice pe care coaliția de guvernare îl discută în aceste zile. Potrivit liderului social-democrat, se discută varianta ca angajatorii să ofere 200 de lei în plus la salariu, fără ca aceștia să fie impozitați. E bine să ia aici și oameni ce să cumpere. Au nevoie salariații de un ban în plus? Au, trebuie să, că muncesc, nu sunt de aia care stau brambura pe corul, pe corul. E bun lucru, adică orice venit în plus, e bine venit. Părere bună, ce părere poți să. Foarte bine, păi trebuie să crească și pensiile și salariile. Acesta a precizat faptul că salariul minim ar putea fi majorat din acest an. Este o discuție să avem de anul acesta. V-am zis, această propunere a venit din zona IMM-urilor. Salariul minim brut a crescut de la 1 ianuarie cu 250 de lei la 2550 de lei. Ciolacu a mai spus faptul că cea mai importantă ordonanță în acest moment este ordonanța cu prețurile la materialele de construcții.